Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Maria Corcheș a mai fost căsătorită odată înainte de a începe o poveste de dragoste cu Carmen de la Sălcioa. Prima soție a bărbatului, Bianca, pare că este destul de sceptică în ceea ce privește al doilea mariaj al iubitului artistei. După ce a fost părăsită de Marian pentru Carmen de la Sălcioa, Bianca și bărbatul au încheiat orice socoteală în opinia ei. Marian s-a pripit atunci când a ales-o pe Carmen pentru a-i fi alături pentru tot restul vieții. Bruneta crede că bărbatul s-a grăbit din nou în decizia pe care a luat-o. Așa cum a făcut și în prima căsnicie, mai mult decât atât, chiar dacă spune că nu este interesată de viața personală a artistei și a alesului inimii sale, Bianca crede că mariajul celor doi nu va fi de lungă durată, ci din contră am rămas surprinsă. Nu știam că se căsătorește Marian cu ea. Nu am ce sfaturi să-i dau, ce să-i mai zic eu fostului meu soț. Cred că nu mă mai privește, fiecare să-și vadă de viața lui. Nu cred că mai pot să-i dau sfaturi din moment ce el nu a fost. Oricum, la așteptările pe care le-am avut. Sper să fie fericiți. Dar cred că s-a grăbit. El cam așa le face pe toate și noi ne-am căsătorit la 9 luni de când am început relația. Așa că să fiu sinceră, mă așteptam ca măcar de această dată să fie cu capul pe umeri, să nu mai facă greșeli, să ia decizii pripite, măcar să pară că știe ce își dorește. Eu am mai spus-o că nu cred în iubirea lui, că nu cred în el amândoi sunt falși. Cum să cred în ei doi când văd că fac totul peste noapte? Eu nu cred în chestiile astea făcute din senin. Nu a funcționat nici la mine. Și nu o zic pentru că aș mai avea sentimente pentru Marian, nici pomenială. Ce sentimente să mai am pentru un om care m-a rănit atât de tare? Rămân amintirile, nu sentimentele, dar nu îl mai iubesc. Nu-mi doresc să o rănească și pe Carmen ca pe mine. Eu nu cred în iubirea lui, joacă teatru cu ea și, din păcate, cred eu, Carmen a căzut, spune Bianca. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.